Bună seara, doamnelor și domnilor! Valul de căldură se va intensifica în zilele următoare în vest și sud-vest. Dar mai multe detalii despre țara noastră vă dau imediat. Deocamdată începem cu Europa. În vestul continentului se menține aspectul închis al vremii și sunt anunțate ploi abundente în această zonă. Instabilitatea atmosferică persistă și în țările estice, inclusiv în spațiul carpatic. Însă aici aversele sunt așteptate pe spații mai restrânse. De vreme frumoasă vor avea parte locuitorii din țările iberice și balcanice. Cer senin și 28 de grade în Madrid, mult mai cald va fi la Atena. Iată, 35 de grade. La noi urmează o zi sufocantă în Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Olteniei, iar pe arii restrânse și în Muntenia, Transilvania și Maramureș. Disconfortul termic se va accentua în toată țara, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. În zona montană și submontană, dar și în nordul, centrul, estul și sud-estul extrem, ziua de mâine se încheie cu ploi torențiale însoțite în unele locuri de vijelii și chiar grindină. Și în București, mâine vom avea o zi fierbinte. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar stresul termic va fi ridicat. Amiaza aduce, iată, 35 de grade în termometre. Miercuri ne așteaptă o altă zi călduroasă și însorită. Maxima va fi tot de 35 de grade. La umbră. Joi, canicula cuprinde capitala, iar disconfortul termic va fi accentuat, 36 de grade. La munte, ziua de mâine aduce vreme caldă. După prânz, așteptați-vă la ploi torențiale cu tunete și fulgere și chiar grindină. 26 de grade avem, iată, la Sinaia și Stâna de Vale, 25 în Predeal și 24 la Păltiniș. Pe litoral, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. Iată, în Mamaia și Costinești o să fie cel mai cald. Amiaza aduce 30 de grade. Spre seară se înnorează și vor fi șanse de ploaie. Apa mării va avea în jur de 25 de grade. Vedem acum ce se întâmplă și la vecinii noștri. În Bulgaria se anunță o zi cu vreme bună, chiar dacă vor mai fi câțiva nori. În Albena o să aveți nevoie de umbrelă. În restul stațiunilor vă veți putea bucura de soare. Ne mutăm și în Grecia. Aici ziua de mâine va fi însorită. În Halkidiki va fi cel mai cald, maxima atinge 31 de grade. Și celelalte destinații vă așteaptă cu vreme frumoasă. Revenim la noi. Miercuri, locuitorii din vestul țării, dar și din Transilvania, Muntenia și Moldova, vor avea de înfruntat canicula. După amiaza și seara, în zonele de deal și de munte, sunt anunțate iarăși ploi. Și joi va fi foarte cald, în special în regiunile sudice și doar local în centru și prin est. În schimb, în vestul și nord-vestul țării, temperaturile vor scădea semnificativ față de ziua anterioară. Instabilitatea termică se va accentua după prânz în aceste zone și sunt anunțate averse torențiale. Cam atât despre vreme. Cu noi informații vă aștept și mâine dimineață la Focus la prima oră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Rămâneți pe Prima TV!